competiția Survivor? Sunt fericit că am venit la drag acasă, la familie. Întotdeauna știam că dacă în momente în care să fie o ieșire, să fiu foarte bucuros și foarte fericit. Asta m-a întrebat și foarte mult. Cum te simți? Văd că ai slăbit foarte mult. Ai putea să ne spui așa estimativ cam cât? Cred că 20 ceva de kg, cu siguranță. Ai schimbat garderoba? Cred că trebuie să schimb toate. Pentru că mă amintesc că era XXL sau XL, aș spune așa, XL la tricou. Acum sunt medium și e mare. Starling, când ai plecat, ai creat așa un val de emoții în echipa ta. Cum resimți încă emoțiile foștilor tăi colegi? Noi am vorbit înainte să știam cine pleacă sau înainte de consiliu. Vorbeasem așa, oricine care pleacă dintre noi. Într-adevăr, pleacă la bine, dar lasă aici, în grupul nostru, o gol care nu ai nimeni care poți să-l locuiești, pentru că la un moment dat n-am penetrat extrem de mult din toate punctele de vedere, indiferent că, de exemplu, că Marius este mai multe cu Andrei, eu eram mai multe cu Sorin, ne înțelegeam extrem de bun în toate lucrurile care făceam acolo, înăuntru și afară de compus, cu Cindy la fel, cu restul aveam noi în acasă indiferență, dar nu, cum a zis, a repetat 1000 de ori, inclusiv acolo, nu a fost nimic personal, era tot de concurs. De ce se întâmplă acolo, ce trăim, cu ce greutate luptam noi acolo. Atât, adică, cum o spune mare, cam atât. Care va fi primul lucru pe care îl vei face acum că ajungi acasă? Din primul rând vreau să povestesc la familie împreună. Să mâncam, am dorit să mănânc pește, macrou, la grătar. Să beau câteva pahari de bere. Indiferent că am băut bere din Dominicana, care doream din toate suflet să beau. Am băut destul de mult acolo să mă simt bine. Bine, nu am batat, că nu mă permit. Dar doresc acum acasă să beau 2-3 pahari, să le povestesc pe oameni de acasă și să-l arat ce am trăit. Și după încet, încet, încet să mă revin la viața normală.